Bună, sunt Cristina, sunt alături de Mari de la FC Colentina. Bună! Bună, Cristina! Cum ți s-a părut meciul din această seară? Din partea noastră a fost un meci bunicel, pe prima repriză am jucat foarte bine. Am ținut jocul cât de sus am putut, am fost, cred, peste ei. În a doua repriză am căzut fizic, arbitrajul a fost de lăsător. Ce pot să zic? Am luat bătaie pe final, zic eu, chiar dacă a fost 10-4. Cum ți s-a părut echipa adversă în această seară? Echipa adversă bunicică, dar foarte dur. Joacă foarte dur, au lovit, arbitru s-a făcut că nu vede. Asta e. Emoția ți-a avut când ați intrat pe teren? Nu am avut emoții, drept urmare am început foarte bine, am și condus. După ce am fost conduși cu 1-0 am condus. A fost echilibrat, nu pot să zic că sunt emoții după 5 meciuri jucate. Cum te simți în campionat? Noi ne simțim bine, sperăm să câștigăm și noi primul meci în etapele care vin. Ce pot să zic? Arbitrajul să fie mai atent, atât. Chiar am o problemă cu arbitrajul, nu mi se pare un arbitru apt pentru competiția asta. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare. Mulțumesc și eu, seară bună, la revedere. Seară bună. Nu uitați să dați like paginii Liga Prieteniei și să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com. Vă pup, o seară bună! Hai că vorbim la telefon!